Și tot poporul să spună: mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! El este bucuria noastră și El este scopul pentru care trăim în lumea asta. Slăvit să fie numele Domnului! Ne bucurăm să fim cu dumneavoastră în această seară. Mulțumim fraților care au făcut posibil această întâlnire și fratele Vasile Bojor, pastor, coordonator al Bisericii Pentecostale Betania din Cluj-Napoca, vă salută, vă binecuvintează, împreună cu pastorul Pavel Sămărean și cu bordul pastoral și conducerea bisericii, vă binecuvintează și vă mulțumește în același timp pentru această binecuvântată ocazie de a fi împreună. Noi mulțumim special conducerii bisericii, mulțumim fratelui pastor Nenos Libuz, Domnul să vă binecuvinteze, mulțumim echipei pastorale, mulțumim fratelui Sami Burciu, care a stat la dispoziția Domnului și a fost pe metereze, slăvit să fie Domnul și Domnul să-i binecuvinteze. Probabil că vă întrebați dacă mesajul pe care o să-l transmit e pregătit de acasă. Trebuie să vă spun că nu e pregătit de acasă, dar Duhul Sfânt l-a pregătit și aici, când eram pe scaunele astea, deși n-au putere de sfințire, scaune obișnuite ca băncile dumneavoastră, poate o fi mai confortabil la dumneavoastră, da? Și cuvântul ăsta e pentru noi. Versetul 8 spune: Daniel s-a hotărât să nu. Vreau să vă întreb dacă e ușor sau dacă e simplu să spui nu. Ce ziceți? La un moment dat, câte o persoană zice: atât de mult mi-a vorbit vânzătoarea, încât n-am putut să nu cumpăr. Bine, i-a plăcut ce-a vrut să cumpere, stați liniștiți. Se mai motivează, surorile spunând: păi n-am putut să ies, că mi-a fost rușine. Este oameni care spun: am vrut să zic nu și n-am reușit. Sunt alții care plâng în hohote și spun: vai, de ce n-am zis nu la vremea lui? Mesajul pe care mi l-a dat Duhul Sfânt pentru următoarea rugăciune, și nu doar pentru rugăciune, ci pentru viața noastră întreagă de creștini, este următorul: hotărâți să spunem nu. Vedeți, sunt oameni care spun nu scrâșnind dintre dinți și zic cu greu nu. Trebuie să stai să-i convingi ore în șir. Mi-amintesc că eram în birou de consiliere și un bărbat trecut de 35 de ani a trebuit să-l conving două ore că trebuie să se oprească din discuția pe care o avea cu o femeie care nu era născută din nou, ce să mai vorbești de să fie membru într-o biserică pentecostală. Și două ore eu trebuie să-i spun: este interzis din perspectivă scripturală ca tu să ai legături cu o persoană care nu e în Domnul. Mai ales că ai idei și te gândești că s-ar putea să se convertească. Două ore a trebuit să îl ajut să fie convins să spună nu. Undeva după ora 22 am primit un mesaj în care a zis: în sfârșit am reușit să ne despărțim pentru întotdeauna. Pentru că sunt momente în viață în care e greu. E foarte greu să spui nu. Trei domenii în care este obligatoriu să spui nu. Și foarte important, când spui nu, să nu spui nu că te obligă situația, ci să fii hotărât. Doamne ajută! Amin. Trăim într-o societate în care oamenii spun: e păcat sau nu e păcat cu tare atitudine? Și eu îl întreb, sau o întreb, dacă e soră: tu ce crezi? Care e hotărârea ta? Sunt unii care sunt foarte fricoși să nu pun cumva să-l prindă pastorul ce-a făcut. De ce? Nu-i hotărât, Domnul. Vreau să vă transmit din partea Duhului Sfânt că vin vremuri în care doar cei ce sunt hotărâți vor rezista. Și zic din toată inima: ajută-ne, Doamne, pe toți să fii hotărât să spui nu în primul rând spurcăciunii. Biblia spune: Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Să spui nu spurcăciunilor. Când diavolul vine cu presiune la nivelul creierului tău și ești mai tânăr sau mai în vârstă, că sunt și oameni trecuți de 60 de ani care vizionează pornografie. Când satana vine cu vacarmul ăla de imagini și de scenarii. Hotărât să spui nu. Și poporul Domnului zice: amin.
Să spui nu imoralității. Să spui nu flirtajului. Ce cauți tu, bărbate, să vorbești cu o femeie care nu-i nevasta ta? Ai o problemă pur profesională de rezolvat? Rezolvă la locul de muncă. Nu sta ore în șir la telefoane. Asta-ți vorbește Duhul Sfânt. Trebuie să spui nu. Păi frate, este antisocietate. Toți vorbesc între ei. Fiecare glumește. Unii glumesc pe șantier, alții glumesc în birouri, alții își permit flirtaj, alții se sună video și n-au nici măcar un obiectiv corect. Doamne, ai milă de noi! Doamne, dă-ne tărie de caracter! Să scriem și să spunem nu păcatului! Nu spurcăciunilor! Nu răspicați! Trăim într-o societate în care internetul e utilizat pentru imoralitate. Trăim într-o societate în care mulți predicatori nu mai au curajul să spună clar adevărul exact cum e scris în Scriptură. Se tem. Vă sunt într-o biserică în diaspora, nu vă spun unde, unde a zis, noi ținem transmisia live și programul maxim 24 de ore. Și dăm nelistat că de neprind drepturile omului ce am predicat, noi nu vrem să ne asumăm să facem pușcărie. Interesant, nu? Să spui nu spurcăciunilor. Oameni botezați care își permit să vizioneze, bărbați trecuți prin mari experiențe cu Domnul, își întorc privirile după o necurată pe stradă. Domnul îți spune în seara asta, nu! Și poporul Domnului zice, amin! Amin! Lucrează, Doamne, pentru asta! Un bărbat a fost urmărit pas cu pas. Era un om foarte important. Era un om care avea toate pe mâna lui din perspectiva administrativă. Și bărbatul acesta a zis, nu! În nenumărate rânduri spune Biblia, necurata, nevasta lui Potifar, nici măcar nu îi lasă numele Biblia, că nu merită să știm numele. Așa s-a comportat. Că cei ce se comportă așa, li se cam șterge numele și din cartea vieții și de pe pământ, mai ales reputația. Biblia zice, în repetate rânduri, această femeie a încercat să-l atace, i-a spus cuvinte ademenitoare, i-a spus cuvinte directe. Și ascultați, versetul 10 spune așa, măcar că ea îi vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit. Bărbatul acesta a zis răspicat, hotărât! Nu! Care e argumentul tău, Iosif? Păi în câteva minute are sisteme de prelucrare a mâncării, nevasta lui Potifar îi pune un pic de o travă în mâncărică și ajungi numărul 1. Ce te minte satana? Ce te minte satana? Spune satana, dacă reușești o aventură, o să ai casa ei, o să ai mașina ei, dar nu mai ai cerul! Ai grijă? Unii spun, lasă că Domnul iartă, lasă că băgăm sub preș, lasă să nu știe nimeni, nu! Bărbatul acesta i-a zis clar pe limba ei, chiar dacă era un sclav, cum aș putea să fac eu un rău așa de mare, atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Pe mine Dumnezeu m-a învățat, zice Iosif, mi-a furat identitatea, m-au vândut frații, m-a îngropat tata, mi-au organizat înmormântare, m-au crezut mort, m-au declarat cu certificat de deces. Nu mai am identitate, nu mai exist, dar Dumnezeul meu există. Caracterul meu rămâne. Vreau să rămân de partea lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne. Ajută-ne, Doamne. Să spui nu spurcăciunilor. Fete botezate în biserici pentecostale care fac video chat pe internet. Să aibă milă Domnul. Să aducă Domnul trezire. Să intri în smartphone-ul tău, bărbate, tinere, soră, adolescent, adolescentă, tânără, oricine ești. Și să-ți faci curățenie, să spui nu spurcăciunilor. Iisus Hristos este Domnul, El este Sfântul lui Dumnezeu. El vrea să ne sfințim fiecare dintre noi. Viața noastră trebuie să fie curată în conformitate cu Scriptura. Cine vrea ca mine să zică amin. Ajută-ne, Doamne, să spunem nu spurcăciunilor. Hotărâți să spunem nu. În al doilea rând, schimbării Scripturii. Nu că papa vrea să scrie o nouă Biblie, sper că n-apucă zilele alea să transforme, nu că vreau să moară, vreau să trezească.
Doamne, ajută-ne pe toți. Cartea să rămâne în picioare. Noi trăim câteva zeci de ani și plecăm din lumea asta. Și dacă am trăit cu Dumnezeu, ajungem în rai. Cartea să rămâne în picioare. Este cuvântul lui Dumnezeu infailibil. Au încercat oamenii să îl arunce din perspectivă fizică într-un cuptor încins și uneori n-a ars. Au încercat oamenii să-l arunce și lumea comunistă a încercat să ne-l fure. Luau 10 Biblii și intrau 10.000 în România. Cartea asta rămâne în picioare. E cuvântul lui Dumnezeu. Trăim într-o societate în care lumea vine și spune, schimbă Scriptura. Dar nu o schimba rupând pagini, dar hai că nu-i chiar așa. Nu scrie chiar așa. Și o învârt, și o sucesc, și o întorc, și o răstoarnă. Știți de ce? Vor să schimbe Scriptura. Daniel a zis, puteți să-mi schimbați garderoba, cu limitele de rigoare, că nu mă îmbrac indecent. Puteți să-mi schimbați numele. Puteți să-mi schimbați țara. Puteți să-mi schimbați studiile și școala unde studiez. Țineți minte ce vă spun. Nu-mi schimbați Scriptura pe care o cred. Biblia zice, s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese, chiar dacă erau alese, nu erau pentru el ale împăratului, și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia familiilor de gători să nu-l silească să se spurce. Trăim într-o societate în care dreptarul învățăturilor sănătoase, cum spunea Sfântul Pavel lui Timotei, nu e rupt de tot, dar începe să fie micit. Și uite așa se face că oamenii zic, închideți luminile în clădire, luați cei bucata asta de lemn, aruncați. Nu mai folosiți voi închinarea cum ați folosit-o altă dată. Ce, trebuie să poarte surorile batic în biserică? Trebuie. Puteți veni în pantaloni scurți, cu părul măciucă, cum vreți voi. Asta la nivel vizibil. Vreau să vă spun ceva, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Și indiferent ce generație o să vină și indiferent ce vremuri vom traversa, cuvântul ăsta rămâne în picioare. Dumnezeu a creat un băiat, băiat trebuie să rămână. A creat Dumnezeu o fată, fată trebuie să rămână. Să mustre Domnul ideologia de gen. Indiferent ce se va întâmpla în Austria sau în România, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Bărbat cu bărbat n-are voie să căsătorească, nici femeie cu femeie. Nu-i permis parteneriatul civil, nici căsătoria de probă, nici de o lună, nici de trei nopți. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede ca mine să facă un semn cu o mână ridicat. Aliluia lui Dumnezeu. Cartea asta trebuie să rămână în picioare. Amin. Nu mai încercați să ne forțați să recăsătorim oameni divorțați. Amin. Nu mai încercați să diluați Biblia. Nu mai încercați cartea asta să o puneți pe foc. E cuvântul lui Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu. Egal unde ești, în Australia, în Austria, în Germania, în Franța, în Spania, în România, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Generații de-a lungul au rămas în picioare ținând cuvântul lui Dumnezeu, ținând sus cuvântul vieții. Fără să se rușineze de cartea aceasta. Și cine vrea să facă la fel, să zică nu schimbării Scripturii. Amin. Amin. Lucrează, Doamne, pentru asta. O grămadă de sisteme atacă învățăturile sănătoase. Nu-i chiar așa. Las-o mai încet. Permiteți un pahar de vin. Care problema? Ai voie să-mi bei, dar să nu cumva să te îmbeți. Și pe toți care i-am întâlnit, care beau, i-am întrebat dacă vreodată sunt bătat. Și sărăcuții de eu trebuie să recunoască că da. Deci, nu prea ține. A hotărât să nu se spurce. Nici cu alimentația care era în contradicție cu legea ebraică, carnea pe care o mânca împăratul și în vremea aceea pentru Daniel, legea era încă în vigoare în toate aliniaturile ei, dar nici cu vinul pe care îl bea împăratul. Mă ridic în această seară și zic în numele lui Iisus, dacă încă mai ai vin în frigider, dacă mai ai în cămar, nu știu unde ții în beci, în numele lui Iisus, în seara asta, nu mâine, aruncă-l pe canalizare.
trăiește curat înaintea lui Dumnezeu. Dacă mai utilizezi bere fără alcool, dacă îți permiți imoralitate, dacă îți permiți să transformi rânduielile sfinte, întoarce-te la adevărul Scripturii. Știi de ce? S-ar putea ca ție personal să nu ți se întâmple ceva grav. Și tu cumva să o duci, cumva. Deși nu prea se poate. Nici teoretic, nici practic. Dar ai grijă, dacă tu în casa ta lași berea fără alcool și îți permiți un părăl de vin seara sau dimineața, pruncii tăi vor ajunge să se drogheze. Ai băgat la cap ce-am zis? Degeaba trimiți bilete la ambon. Puneți casa în rânduială. Puneți familia în curăție. Începe să gândești curat. Biblia trebuie să fie norma de bază a vieții tale. Să gândești Biblie, să vorbești Biblie, să respiri Biblie, să transmiți Biblie. Amin? Aleluia lui Dumnezeu! Ce trece peste aceasta e de la cel rău. Garantat, spune în Biblie. Să spui nu schimbării Scripturii. Și trei, foarte important, foarte important, s-a hotărât să nu se spurge, s-a hotărât să nu schimbe ce a știut el din Scriptură. Și trei, a zis nu sincretismului religios. Dar care e problema, mă băieți? Shadrach, Meshach, Abednego, dacă din mii, zeci de mii de oameni, sute de mii, care se așează cu frunțile în țărână în fața chipului de aur înălțat de împărat, care e problema dacă voi ziceți, Iahve, tu știi că noi nu putem altfel? Noi ne rugăm ție, Doamne. Nu? Teoretic, nu? Care e problema? Voi vă rugați la Dumnezeu vostru, ei să roagă la chipul lui, lor. Nu se poate. Nu se poate cu cercei în biserică, mă auziți? Trebuie să ziceți mai tare, amin. Nu se poate că omul lui Dumnezeu Iacov, care avea experiență directă cu Domnul, a zis, băieți, fete, toți care sunteți în casa mea, hai repede sub sejarul din Mamre. Zmulgeți-vă cercei din urechi, din nas, de pe unde aveți. Zmulgeți-vă lanțurile de la mâini și de la gât și să le îngropăm aici. De ce? Mergem la Betel. Mergem să ne întâlnim cu Domnul. Mergem în prezența Domnului. Dar nu e ok? Care-i problema dacă alții sar, bălțăiesc, sar și dansează, geam, distracții, cum au făcut de 2 ani încoace la Hărbiți în Cluj? Domnul se închidă, se zice amin. Nu se poate una ca asta. Se spunea deja, închinarea înaintea Domnului e sfințenie, e tremur, e lacrimi, e plecat cu fața la pământ, nu cazul pe spate. E prezența lui Dumnezeu, aleluia Domnului! E o închinare curată în prezența Domnului. Sincretism religios. Au început să mă invite oameni, trimit invitații scrise, afișe foarte bine prelucrate. Vino la noi să ai și tu un mesaj. Stați liniștiți până vin. Nu cred în sincretism religios. Nu cred că pentru a ajunge pe vârful muntelui pot merge pe orice cărare. Există o singură cale. Calea aceasta este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Aleluia lui Dumnezeu. Ar vrea să stați ridicați. O să vreau să ne rugăm special pentru copiii dumneavoastră care vor începe școala. M-am uitat și am văzut în diaspora și nu numai în Europa. Trebuie să fie tari. Trebuie să aibă o coroană vertebrală dreaptă. Trebuie să fie puternici înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să aibă tărie de caracter. Trebuie să fie hotărâți să spună nu. Și vor fi momente în care vor avea îndoială, vor fi momente în care vor fi ironizați, vor fi momente în care se vor simți singuri, vor fi momente în care va fi bullying în clasă. Am să spun ceva, dacă te rogi ca tată și ca mamă, principiile pe care le-ai sădit în inima lui, să le țină Dumnezeu tare peste el, Domnul le va da biruinți. Așa se demonstrează faptul că sunt aici sute de tineri care se tem de numele Domnului.
care sunt botezați cu Duhul Sfânt într-o Austrie în care cel rău a dat tot felul de legi, dumneavoastră le știți mai bine. Vreau să vă spun ceva, să vă țină Dumnezeu copiii în picioare. Să fie Dumnezeu cu copiii dumneavoastră. Rugăciunea asta ne rugăm special ca aripile porumbelului să fie întinse peste copiii tăi, peste adolescențe din casa ta, peste tineri din familia ta. Ebrit cantaras! Să vină o putere de protecție specială când merg cu autobuzul, cu metrou, cu mașina pe jos, când trebuie să meargă într-un loc murdar, să zică nu mă duc, nu mă duc, nu mă duc cu voi. Mă tem de Domnul, eu mă duc la închinare, eu mă duc la rugăciune, eu mă duc la repetiții, eu caut fața lui Dumnezeu. Vreți să ne rugăm pentru copiii dumneavoastră care am înțeles că luni vor începe școala? Doamne, lucrează cu putere, Doamne, intervino, lucrează cu autoritate și dă-ne și nouă, la toți frații, la toate surorile, puterea să spunem nu, ne rugăm cu toți. O, Doamne, suntem înainte.